v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Jurnalul Știrilor Mix TV. Eu sunt Laura Nilescu Gal și vă invit pentru început să urmăriți titlurile ediției. 5 persoane, 2 bărbați, 2 femei și un copil au fost rănite într-un accident. Unde a avut loc, vă spunem imediat. Peste 50 de oameni au manifestat în fața prefecturii, chiar dacă în weekend în Brașov a plouat abundent. Cavalerii teutoni s-au întors acasă, la fel Dioara în cetate. Mai multe amănunte vă spunem la știri. 5 persoane, 2 bărbați, 2 femei și un copil au fost rănite într-un accident produs între localitățile Vlădeni și Perșani, între un microbuz și un autoturism. La fața locului s-au deplasat un echipaj SMURD, 2 de la serviciul de ambulanță județean Brașov și unul cu apă și spumă. Traficul rutier pe DN1 între Vledeni și Perșani a fost blocat duminică după amiază ca urmare a unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un microbuz. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, capitanul Ciprian Sfreja, a precizat că 5 persoane au fost rănite în accident, însă acestea erau conștiente. Este vorba despre 2 bărbați, 2 femei și un copil. La fața locului s-au deplasat un echipaj SMURD, 2 de la serviciul de ambulanță județean Brașov și unul cu apă și spumă. O șură în care se aflau 2 autoturisme a luat foc la Vulcan. Potrivit datelor oferite de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Brașov, capitanul Ciprian Sfreja, proprietarii mașinilor au reușit să scoată la timp autoturismele din șură. Nu s-au înregistrat victime. Duminică seară, o șură în care se aflau 2 autoturisme a fost cuprinsă de foc la Vulcan. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, capitanul Ciprian Sfreja, la fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de la secția de pompieri Zernești, una de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vulcan și una de la SVSU Râșnov. Proprietarii au scos autoturismele la timp din șură și nu s-au înregistrat victime în incendiu. Pe lângă codul galben de ploi și vreme rea, Brașovul s-a aflat și sub cod roșu de proteste. Peste 50 de oameni au manifestat în fața prefecturii, chiar dacă în weekend în Brașov a plouat abundent. Protestul a durat 2 ore, iar mobilizarea s-a făcut și de această dată pe rețelele de socializare. Pe o vreme deloc prietenoasă și cu temperaturi de toamnă târzie, aproximativ 80 de brașoveni s-au adunat la prefectură în jurul orei 19. Protestatarii nu au ținut cont de avertizările meteorologilor, care au atenționat că Brașovul se numără printre județele cu avertizări de cod galben pentru vreme nefavorabilă. Nemulțumirile oamenilor s-au dovedit a fi mult mai importante din cauza vremurilor pentru a le păsa de vremea de afară. Mobilizați pe Facebook sub sloganul Brașovul protestează, este groaznic. Ieși din casă, brașovenii și-au strigat supărarea în fața prefecturii. În ultima săptămână, guvernanții au ieșit cu propuneri aberante care ne afectează pe termen scurt, mediu și lung. Iată câteva dintre ele. Deturnarea banilor din pilonul 2 către pilonul 1, contrareforma din justiție prezentată de Tudorel Toader, eliminarea inspectorului pădurii, accizarea apei, o prostie unică în lume. Brașoveni, duminică, la ora 19, ne întâlnim la prefectură pentru a protesta împotriva măsurilor lor aberante și împotriva incompetenței acestei guvernări, scrie pe pagina de Facebook a evenimentului organizat de Reactiv Brașov, o comunitate în care se găsesc soluții pentru problemele care dor în societate. Protestul s-a încheiat fără incidente în jurul orei 21. Din timpuri de mult apuse după războaie și cruciade purtate pe câmpurile de luptă, cavalerii teutoni s-au întors acasă la Feldioara. În weekend, cetatea din Feldioara a prins viață deschizându-și porțile pentru a-i primi, așa cum se cuvine, cel puțin simbolic în vremurile noastre, pe cavalerii și domnițele care au scris pagini importante în istoria locului. Thank you.
În acest weekend, la Feldioara, a avut loc tradiționalul festival Cavalerii Teutoni se întorc în cetate. Atât oamenii locului, dar și turiștii au fost fascinați de parada cailor, de dansurile cavalerilor și domnițelor. Nu au lipsit demonstrațiile cu cai, concertele de muzică medievală, în plus, publicul s-a bucurat și de demonstrații de artă și lupte medievale, recitaluri, spectacole ale elevilor de la Liceul Teoretic Petru Rareș din localitate, cântece populare și concerte extraordinare. Vreau să vă spun că tot ceea ce s-a întâmplat aici este meritul lui Sorin și al comunității din Feldioara, fiindcă cu toții ați crezut în acest proiect. Vreau să vă felicit, vreau să vă felicit că ați crezut în el, vreau să-l felicit pe domnul președinte Aristotel Căncescu că a avut această inițiativă și a fost alături de Sorin în momentul în care a început această cetate și cred că lucrurile astea trebuie spuse, fiindcă sunt lucruri care rămân. Noi suntem cu toții pasageri, fie în viață, fie în administrația publică, dar lucrurile care rămân după noi vorbesc. Iar acest lucru îl vedem cu toții astăzi și văd foarte mulți oameni fericiți. Programul a fost unul deosebit și face parte din proiectul Legendele Țării Bârsei, care își propune să aducă în rândul comunității o serie de activități specifice perioadei medievale. Este a șaptea ediție a festivalului Cavalerii Teutoni se întorc în cetatea Feldioara. De data asta chiar au avut unde, pentru că iată, împreună cu dumneavoastră suntem aici la inaugurarea cetății. Un lucru deosebit pentru comunitatea noastră și nu numai zic eu, pentru județul nostru, pentru că este foarte important ca monumentele din județul nostru să fie cunoscute pe plan național și nu numai zic eu, pe plan european. A mai fost redată o perlă culturală în județul nostru. Este o cetate excepțională, merită să fie vizitată. Felicitări administrației locale, administrației județene, guvernului, celor care au finanțat și au făcut posibilă redarea acestei cetăți patrimoniului județean și național. Momentul a coincis și cu redeschiderea cetății Feldioara, care în ultimii ani s-a aflat într-un amplu proces de renovare. Cavalerii Teutoni sunt serbați în fiecare an la Feldioara, deoarece ei sunt întemeietorii cetății din localitate. Cetatea Teutonilor, cum este numită cetatea din Feldioara, este cea mai veche fortificație din Țara Bârsei, fiind atestată documentar de la 1225. De elevi din tabăra meseriașilor din Țara lui Andrei au recondiționat și donat biciclete unor copii din case de tip familial din cadrul complexului Târlungeni. Elevii l-au avut ca mentor pe pilotul Gabriel Onofrei, fondator al Federației Române de Drift. A treia săptămână din tabăra meseriașilor s-a încheiat pentru 60 de elevi din Buzău care se pregătesc să devină mecanici. Proiectul final al elevilor a constat în recondiționarea și donarea a 27 de biciclete colectate prin campania hashtag bicicleta meseriașă. Deja s-a umblat toată bicicleta, am curățat piesele, am spălat-o, am șlefuit-o, am degresat roțile, apoi le-am pus la loc, după ce am vopsit alături de Gabi, adică a fost super să vopsesc alături de el, o experiență de neuitat. Să lucrez la o mașină, să iei de la gata și să vezi ce a ieșit din ea, să se bucure toată lumea de ei, e ceva super. Ești foarte apreciat în asta. Și e o meserie care se caută. Elevii l-au avut ca mentor pe pilotul Gabriel Onofrei, fondator al Federației Române de Drift. Cu peste 20 de ani de experiență în automobile, drift și tuning, el i-a îndrumat pe elevii în procesul de recondiționare al bicicletelor. Demontare, reparare, vopsire, reasamblare, accesorizare cu lumini și claxoane și personalizare. Spre uimirea mea, au fost foarte receptivi, am fost ferm pe ceea ce au avut de făcut și le-am spus la bun început că am nevoie de seriozitate maximă, să-și dea interesul maxim, să fie foarte atenți la ceea ce le spun, ca lucrurile să iasă ca la carte și să ne încadrăm în timpul care l-am avut la dispoziție.
În săptămâna petrecută în tabăra meseriașilor din țara lui Andrei, viitorii mecanici care studiază în școlile profesionale și liceele tehnologice din Buzău au trecut printr-o serie de ateliere de dezvoltare personală, învățând noțiuni de bază despre comunicare, lucru în echipă, spirit antreprenorial, pregătirea în fața angajatorului și responsabilitate civică, urmată de atelierele de pregătire practică. Au evoluat foarte mult, dacă ar fi să spun așa generic, și cred că o să plece din tabără cu multă încredere și cu mai mult curaj. Cred că asta e o trăsătură pe care o regăsesc an de an, cu care copiii cumva nu vin în tabără, nu prea vin curaj la ei și cu încredere. Însă, făcând lucrurile aici, îmi dau seama că în fiecare an pleacă cu mult curaj și cu multă încredere. La finalul taberei, 10 dintre cei mai buni meseriași au fost premiați cu o bursă în valoare de 500 de lei. Aceasta va fi acordată lunar timp de un an școlar. Peste 5.000 de cristoloveni și turiști au participat la Zilele Cristianului, eveniment desfășurat în weekend. Piațeta din localitate a fost neîncăpătoare pentru publicul venit să-i asculte pe Ioan Bocșa, Holograf și Mihail. În plus, cei veniți au putut admira parada motocicliștilor, târgul de meșteșuguri și atelierele creative pentru copii. Nu au ratat însă produsele tradiționale, gustul pâinii de casă proaspăt scoase din cuptor, împărțite celor prezenți pentru a marca drumul pâinii. Zilele Cristianului, Maialul și Drumul Pâinii au strâns un public numeros care a înfruntat chiar și ploaia de duminică pentru a se distra și a vedea pe scenă artiștii preferați. Unul dintre momentele cele mai importante ale evenimentului a fost venirea pâinii, coaptă după rețeta străveche de femeile din sat. Practic, drumul pâinii simbolizează traseul pe care îl parcurge grâul, deci de la semănat până la secerat și inclusiv în forma finală, deci până la produsul finit, pâinea. Deci traseul care îl parcurge, muncă, transpirație și eforturi din partea celor care sunt implicați în agricultură, în comuna noastră, o comună cunoscută din punct de vedere agrar. Sunt tradiții care sunt duse mai departe. Niște femei din comună au copt această pâine, evident vorbim de niște rețete tradiționale. Un eveniment care l-am organizat începând cu luna iunie, să zic așa. Din experiența anului trecut, împreună cu colegii mei din Consiliul Local, am învățat ceea ce trebuie să facem pentru a îmbunătăți acest eveniment. Avem invitanți de mare renume, cum ar fi Holograf, Ioan Bocșa, Sebastian Stan și așa mai departe. Copiii au fost răsfățați în mod special la Zilele Cristianului. Au putut să se joace, să se rostogolească, să învețe meșteșuguri și arte străvechi la atelierele propuse de organizatori. Dar nici adulții nu au fost lăsați deoparte. Mâncăruri gustoase, preparate tradiționale, concerte ale unor artiști foarte îndrăgiți, precum Holograf, Mihail, Ioan Bocșa, un comedy show, toate i-au făcut să petreacă cum nu se poate mai bine. A fost spectacol mare la Reduta la final de săptămână. 105 concurenți din 23 de județe ale țării au participat la ediția a treia a festivalului Junior Music Fest. Prima zi a fost dedicată în întregime concursului, urmând ca în cea de-a doua zi să aibă loc gala laureaților și recitalurile invitaților. Cea de-a treia ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți, Junior Music Fest, a avut loc în perioada 1-2 septembrie la Centrul Cultural Reduta din Brașov. Este continuarea unui proiect început în anul 2015 de Asociația Kids Music Production. Marele trofeu al festivalului a plecat la București la Maria Răducanu.
when you're here before, could look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You're flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. Aceasta este al treilea an prezent aici la Junior Music Fest și din ce în ce copii iau aptitudine, ascultă și ce mai spun membrii jurului și profesorii, se adaptează, cresc, se maturizează și crește și nivelul lor. Festivalul nostru este într-o perpetuă metamorfoză și îmbunătățim din ce în ce mai mult demersurile evenimentului în sine, la cerințele și la sfatul pedagogilor, al însoțitorilor, al părinților, care la urma urmei sunt cei mai buni promotori ai concurenților, ai copiilor. Evident să ascult cât mai multe voci minunate, cât mai mulți artiști care își doresc, dincolo de a executa frumos și bine niște cântece, să aibă dezinvoltura și creativitatea necesare pentru a deveni adevărați artiști ai zilei de mâine. Și de ce nu poate chiar de astăzi să-și înceapă cariera în muzică? Cred că, dincolo de momentul de pe scenă, trebuie să ai muzica în sânge, trebuie să fie muzica o preocupare constantă în viața ta și asta se vede în momentul în care interpretezi un anumit cântec. Și sunt ușor surprins de nivelul extraordinar al concurenților, ceea ce n-ar trebui să fie de mirare pentru că avem o țară cu copii talentați, dar în momentul ăsta chiar cred că se depășește un anumit nivel. Și acum știți cum e. Întotdeauna în muzică e nevoie de fețe noi, voci noi și cred că aici e o pepinieră de talente, cred. Vin cu gândul că și cu dorința de a descoperi, nu eu personal, dar de a auzi voci frumoase, pentru că România are voci frumoase, din păcate nu întotdeauna se speculează și copiii pierd o perioadă atunci când mai cresc, la 16-17 ani, foarte puțin mai reușesc să treacă pragul și să ajungă artiști mari să demonstreze. Așa că îmi doresc foarte mult să aud voci bune și voci care să aibă continuitate. Nu vreau și eu sunt un pic împotriva acelor urlete pe piese pentru copii, pentru că de foarte multe ori copiii sunt efectiv, își maltratează vocile pentru că își doresc să cânte piese să impresioneze și nu-și dau seama că de fapt muzica trebuie cântată, transmisă și nu strigată și urlată. You look like a movie, you sound like a song, my God, this reminds me. Opera Brașov se pregătește de inaugurarea celei de-a 65-a stagiuni din istoria instituției. Programul de spectacole din septembrie cuprinde titluri îndrăgite de operă și operetă, de la Traviata lui Verdi, tradiționala deschidere de stagiune din fiecare an, la cea mai recentă premieră, Voievodul țiganilor de Strauss, pentru ca luna să se încheie cu Tulburătoarea Carmen de Bizet. În preambulul deschiderii stagiunii 2017-2018, Opera Brașov organizează sâmbătă 9 septembrie, de la ora 19, în Piața Sfatului, tradiționalul concert extraordinar intitulat Farmecul Operei, care și anul acesta este dedicat Sfintei Fecioare Maria, ocrotitoare a orașului. În această călătorie muzicală sunteți invitați să parcurgeți împreună cu soliștii, corul și orchestra instituției brașovene pagini muzicale celebre compuse de Verdi, Donizetti, Bizet, Mascagni, Strauss sau Kalman, dar și muzicaluri și creații românești de o deosebită popularitate. În cadrul acestui spectacol îi veți asculta pe soliștii Operei Brașov, Nicoleta Chirilă, Corina Klein, Simona Mărcan, Valentina Mărgăraș, Ioana Mărgărit, Maria Petcu Catrina, Anda Pop, Cristina Radu, Lăcrămioara Schuller, Asineta Răducan, Carmen Topciu, Liviu Iftene, Mihai Irimia, Alexandru Aghenie, Valentin Marele și Ștefan Schuller. La pupitrul orchestrei Operei Brașov se va afla maestrul Traian Ichim. Intrarea
vara este liberă. Luna octombrie este dedicată în întregime celei de-a 15-a ediții a Festivalului Internațional de Operă, Operetă și Balet, care vă așteaptă cu numeroase evenimente de excepție și totodată cu multe surprize. Etapa a treia la fotbal a Ligii a patra a programat și primul derby dintre ASE, Steagul Roșu Brașov și Olimpic Zărnești, iar în prima etapă a campionatului național de hockey, care începe azi, Corona Brașov primește vizita formației CSA Steaua București. Mai multe detalii imediat la rubrica Sport. ASE Steagul Roșu Brașov s-a instalat pe primul loc al clasamentului Ligii a 4-a, după ce a câștigat derbiul de campionat cu Olimpic Zărnești, disputat vineri în cadrul celei de-a treia etape a competiției. Meciul s-a terminat cu scorul de 1-0, golul fiind marcat din lovitură liberă de Vârlan. ACSM Codlea ține extrem de aproape de lider cu punctaj maxim după victoria fără probleme cu ACS Steagul Roșu Brașov, scor 3-1, echipa brașoveană nereușind până acum să obțină niciun punct. În acest moment, clasamentul Ligii a 4-a Brașov arată în felul următor. Pe prima poziție, ASSR Brașov cu 9 puncte, pe locul 2, ACSM Codlea, tot cu 9 puncte, iar pe locul 3, Precizia Săcele cu 7 puncte, la egalitate cu locul 4, Inter Cristian, tot cu 7 puncte și locul 5, Inter Târlungeni, cu același punctaj, 7. Pe ultimele 3 poziții se află pe locul 14, Steagul Roșu Brașov, fără niciun punct, Prietenii Rupea pe locul 15, tot fără niciun punct, și în aceeași situație se află și Voința Hurez pe locul 16. 6 echipe s-au înscris în sezonul 2017-2018 al Campionatului Național de Hockey, care începe pe 4 septembrie cu meciul dintre Corona Brașov și CSA Steaua București. Partidele se vor juca luni și marți de la ora 18:30 la patinorul olimpic din Brașov. Cele 6 echipe înscrise vor juca sezonul regulat în sistem divizie fiecare cu fiecare, iar apoi, conform clasamentului, se vor califica în semifinale primele 4 echipe care vor juca în sistem play-off, cel mai bun din 5 meciuri. Echipele calificate în finala mare vor juca în sistem play-off, cel mai bun din 7 meciuri, iar echipele învinse joacă finala mică în sistem play-off, cel mai bun din 5 meciuri, la fel cum vor juca și echipele clasate pe locurile 5 și 6. Biletele la partida dintre Corona Wolves și Steaua au prețul de 15 lei și pot fi achiziționate de la casa de bilete a patinorului olimpic după ora 16. La Mix TV urmează acum informațiile despre starea vremii. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme înnorată. Minimele nopții nu vor coborî sub pragul de 9 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 19 grade Celsius, iar cerul va fi parțial înnorat pe tot parcursul zilei. Doamnelor și domnilor, punem punct aici jurnalului știrilor Mix TV. Eu sunt Laura Nilescu-Gal și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere!